Eu, hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Carieră cu Steaua. Nebunie absolută, am câștigat Cupa Europa League. Cupa Europa League este acum în București, în România și desigur așa frumos scris acolo jos, FC Steaua București, nebunie, deci zău că... Parcă nu vine să cred că am câștigat acea cupă, ce drept a fost așa pe ultima 100 de metri câștigată, dar totuși ei câștig este câștig. Aici avem această cupă, cum îi zic eu, așa amicală. Până acum se pare că Marica și Budescu sunt așa golgheteri foarte bine, în sensul în care desigur s-ar putea să-l vând pe Marica, încă nu știu exact ce o să fac, dar desigur na. Acum vine perioada de transferuri, toate cele. Și va trebui să facem tot felul de schimbări. Tot felul de schimbări în sensul în care, desigur, vine cel mai important lucru și cel mai important lucru este, sigur, ce mi-am propus eu din episodul 1, care este, sigur, să câștigăm cupa Champions League. Și voi aduce, 100% voi aduce cupa Champions League în România. Nu mă voi lăsa până nu voi aduce acea cupă aici în România, deci asta este 100% clar și o voi aduce. Și ia, Marica și Budescu golghetere acolo. Aoleu, ce tare e asta. Bun, acum hai să vedem totuși în legătură cu squadul și, desigur, cum este și perioada de transferuri, să ne apucăm să facem mici transferuri în dreapta și în stânga. Acum vor urma așa episoadele astea, așa de mult îmi plac mie când trebuie să fac transferuri. Deci așa îmi place să stau, să mă gândesc că ce ar merita, că ce se merită să dau și toate cele și după aceea sper eu să nu fac greșeli. Că na, că vreau să-i vând pe XYZ. Din păcate aia încă nu mi-au revenit jucători împrumutați, nu știu din ce motive, dar nu-i bai. Deci Pap îl păstrăm, Tamaș îl dau pe Tamaș totuși 32 de ani, toate cele. Poate mai scot un ban pe el că văd că încă mai valorează 1 milion de euro și ei, bă, e-s bani, chiar e-s bani. Se vede că a contat așa că l-am mai jucat din dreapta stânga. Aici avem desigur noul venit Cernea ăla, care ăștia doi oricum o să-i mai evoluez eu de data aceasta, chiar o să-i mai evoluez. Râpă e bun de rezervă, Edling deja costă 8 milioane, Dumnezeule. Hakim Mastour 5 milioane, Mihalcea Eloni, ok, Stanciu, bă, dar ăștia nu mai vin dracule acasă, mă. Bă, și de ce mi se schimbă jegul ăsta, fătăi? Așa, deci, Vâlceanu, Borceanu, Borceanu. Borceanu nu tare îmi place. Mai ales că are 30 și ceva de ani, o să-l vând pe Borceanu. Deci Borceanu va pleca de la Steaua. Mai mult ca sigur, nu știu, mai bun imuniru decât Borceanu. Pintili, parcă l-aș păstra pe Pintili, dar parcă Borceanu e mai bun ca Pintili. Hai să ne uităm la statistici. Ne gândim la statistici, așa, stand attack, bla bla bla, short passing și Borceanu, dacă vedem accelerația e varză. Amândoi e varză, păi mei, și Pintili și Borceanu. Haoleo. O să vedem ce o să facem, că e că mai bunii, culmea, mai bunii Breveld. Pintili și Borceanu rămâne de văzut ce vom face acolo cu ei. În rest, trebuie să-mi vină jucătorii ăștia împrumutați, că mare parte din ei aș vrea să vând, că, da, ce să zic și eu, aia trebuie vânduți. Bun, ia-ți de Ivani, foarte bine, că okay, așa, Marica, nu știu, zău că nu știu ce să fac cu Marica, că totuși dă goluri, e bun jucătorul. Da, pe gânduri, ia stai un pic că ea poate să joace pe RM și asta n-am știut. No, ok, interesant. Ok, o să vedem ce vom face noi puțin mai încolo. Acum, desigur, să ne axăm pe aceste meciuri internaționale. Mă rog, amicale, sau cum vreți voi să ziceți, cupa amicală. Iar Marica și Bacambu. Bă, ce se întâmplă cu Marica? Începe Marica să dea goluri pe sistem 3 de turbo. Foarte tare asta. Așa, băgăm pe băieții din cartier să evolueze așa cât un pic și, desigur, să nu uitați să dați click pe acel buton de like, man! Să nu uitați! Nu uitați! E important! Bun, ia, FC Steaua show Dort Tamaș, ci că FC Steaua arată ușa lui Tamaș. Ia vezi Tamaș, bă, Tamaș, bă, Tamaș. Da. Ia vezi acolo ușa. Da. Du-te acolo. Bun. Deci bugetul nostru pot să zic că este chiar bun. Avem un buget chiar frumos. Și da, trebuie să ne axăm de data asta pe niște jucători de clasă. Nu mai putem să luăm gen jucători cum îi ia Cone de la Voluntar. Deci am trebuie ceva mult mai epic. Și desigur aici avem o tonă de jucători epici, cum este și Cocorin, care a făcut furori data trecută în Europa League. A fost acolo tot timpul în top golgeteri. Nebunie totală. Aici e Pabon. Cine îl mai știe pe Pabon? Cine îl mai știe? Normal că toți îl știți pe Pabon. Bun, am aici o grămadă de jucători. Rotariu, ai ce fain a evoluat Rotariu. Costă 12 milioane de euro la 20 de ani, 12 milioane de euro, overall de 78. Accelerație și toate cele foarte bine. Uai! Uai, bă, Rotariu, uai. E periculos Rotariu. Periculos rău Rotariu. Periculos. Bun. Ok, deci acum o să mă mai uit eu încă o dată peste niște jucători, pentru că văd cum tot am mai băgat alții pe mai shortlist, mi-au scos alți jucători pe care am pus înaintea lor. Și da, o să trească din nou să mă bag acolo și să clarific niște mici faze, să-mi caut jucători pe care vreau să-i aduc la Steaua. Brb! Ok, am revenit, am căutat peste tot o felul de jucători și uai! Mulți-s, numai bani să fie, și desigur, na, să vine și la echipă gen Steaua. Oricum avem aici un meci cu Celtic, sper să câștigăm acest meci, semifinalele gen. O să fac niște transferuri ciudate, unele foarte faine, unele foarte ciudate cum și ziceam, dar eu zic că ne vom distra. Este să punem aici pe Edling, încă sunt un pic concentrat, adică se bine vede pe transfer, că mă gândesc ce se au, pe cine se au și da, mai greu așa. Deci, hai să vedem aici acest meci cu Celtic, dacă reușim să îi batem, sper eu să-i putem bate, totuși echipă bună Celtic. Și este Al-Muhad, golul victoriei aici, câștigăm versus Celtic foarte bine. Și apoi urmează aici meciul de finală împotriva celor de la Utrecht. Aoleo, neșule, asta e pentru tine, man. Aoleo, am mers jucătorii la asta, la pui mei meciuri a naționalei. Hai să vedem, să facem schimbările. Pune pe Toșca, că totuși trebuie să fie și cea apărător acolo în lot. Bun, cine? Pap. Ok, Pap, du-te acolo, Pap. Bun, echipa este ok, Acum hai să vedem, mergi cu Utrecht, marea finală, sper să câștigăm că dă, ne aduce niște bani frumoși. Haide frate că trebuie să câștigăm aici, e pentru Neșu, e pentru finală, e pentru bani. Hai să-i dăm bătaie, hai, te rog. Yes, câștigăm la penaltiuri. Culmea, merge așa de departe să ajungi la penalti și la penalti am reușit să câștigăm și să luăm cele 2 milioane de euro care sunt bineveniți, orice bani binevenit la Steaua desigur. Hai să vedem un lucru aici, să vedem request funds, nu mai știu, am cerut fonduri sau am vrut să cer fonduri, nici nu mai știu ce franț am vrut să fac. Bun, cerem fonduri indiferent și dacă am mai cerut și dacă nu, așa să treacă câteva zile. Să pun jucători la antrenament. Cred că e Stanciu și ăștia în deplasare, așa e, da, din cauza aia. Păi, hai să mai evoluăm. Ia uzi, Bacambu, ce Bacambu? Ce te-a pus să evoluezi mai tare decât de obicei, man? Da, ceva la shooting mai evoluează și el. Dar totuși parcă aș vrea să evoluez pe jucătorii ăștia. Că și ziceam că, na, trebuie evoluați și ei acolo, neonii, de la academie vin băieții. Ia și Hakim Mastour, 5-3 stamina, mă, deci chestia asta îl rupe total pe Hakim Mastour, stamina, bă, deci la stamina, e haos. Bun, deci hai să facem primul transfer al nostru, care cred că l-am pus și acolo pe scout, dar oricum cred că l-am aici pe mai shortlist. Este un mijlocaș, în apărare să zic că ne descurcăm destul de ok, dar desigur o să vreau să văd în mijloc. M-ar tenta să-l iau pe Ben Arfa, Sapă Roman Alexandrini, având în vedere că deja știu pe Alexandrini că e o bestie în FIFA. În realitate chiar nu știu ce face omul, dar în FIFA știu că e o bestie. În rest, mijlocaș, din câte se și bine vede aici, avem o grămadă de alegeri, cum este și acesta care evoluează chiar foarte bine și deja este destul de ok. Chestia este că nici nu vreau să dau o tonă de bani și acest mijlocaș este cea bestie absolută a Zuculini. Cu pe asta cu toți știm că este o nouă revelație în BPL. Desigur, este de clasicul Kevin Prince Boteng, Arnold, Onazi, Jose Mauri, Bonaventura, care cred că o să fie cam scump, că acești statistici faini are. Este desigur Rafinha, așa, Fred, mă rog, poate Fred este un pic prea scump, așa. Poate cine știe Anton, ar tenta poate și Anton, așa, nu-i destul de, nu-i rău. Și desigur ăsta mă tentează cel mai mult, Leroy Fer. L-am cumpărat de nenumărate ori în FIFA și pot să zic că de fiecare dată când l-am cumpărat pe ăsta n-am fost dezamăgit și a fost o bestie absolută. Cât că văd că nu pot să dau... Stai... Bă, încă nu a început perioada transferurilor? Stai că acum... Aoleo, ce... Mamă, știu ce cap bolțarâs. Oricum, bine că mi-am făcut asta statistice și mi-am făcut planurile. Știi că am fost așa de fericit și de neatent că faza asta că vine perioada de transferuri și toate cele, încât n-am fost atent că nu-i perioada de transferuri încă, dar oricum nu contează acest lucru. E chestia că mi-am pus acolo foarte bine jucătorii, deja mi-am selecționat așa în mare ce, cum, ce poziții vreau să cumpăr și toate cele, deci asta este cel mai important lucru. Și acum văd că sunt niște probleme aici, chiar nu m-au dus mai departe și am... acum, ok. Bun, cred că amu făceau tâmpenile alea de programări, gen ce urmează să joci, ce... Bun, îi lăsăm pe aia afară. Release, 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 la tăți. Aici vedem o grămadă de jucători pe care, la care le-am dat să dau așa un scout. Se pare că vin primele oferte vin clasic pentru Dragoschi. Prima ofertă Dragoschi, suma care scrie și acolo că valorează, dar nu l-aș da pe Dragoschi cu atâta niciodată, nici cu 10 milioane. Că n-am așa mulți bani cât să-mi cumpăr iarăși un portar și tra la 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 la. Chestia, de ce am intrat să mă și uit aici, vreau să văd în legătură cu cererea mea de bani, dar cred că am mai făcut odată un de ăsta de bani. Ah, ok, indiferent. Ok, transfer pentru Stanciu. Stanciu, ce drept, a fost o bestie absolută în meciul astea, ce-a fost, Dumnezeule. Păi, au rupt tot. În sfârșit vin jucătorii din loan. Amu, era și timpul. Bun, o tonă de jucători vin aici din loan. Mă bucur pentru ei că au venit. Iar să vedem, da, Dragoschi, să discutăm în legătură cu salariul său. Nu risc, deloc nu risc cu Dragoschi, deci dacă Dragoschi dorește să discutăm salariul lui, îl discutăm, frate. Și vrea două... no, ce să zic, n-am ce face, având în vedere că e unul dintre cei mai buni jucători din lot, trebuie să îi dau coarne, cum se zice pe la noi, așa, să îi dau ceea ce dorește. Și îi ofer acest lucru, desigur, dar noi fi așa de ciuriburi să ne ofer. Bun... E așa frumos, valoros, evoluează băieții, evoluează și Manole, meșterul, desigur. Și hai să facem transferurile, cum și ziceam. O să mai dau un scurt ride aici pe shortlist-urile care le-am dat scout și revin în scurt timp. Ok, n-am mai făcut nimic interesant pe acolo. Deci, cum se aude acolo așa în distanță, o ambulanță, am revenit așa fix la fix, gen. Nici bine că revin, pup, ambulanță. Na, mă rog, oricum, deci să revenim, vreau mijlocaș, că acolo simt eu că avem așa o mică problemă la mijloc, vreau neapărat să fac întăriri de data aceasta și, desigur, vom începe frumos, valoros, cu anumiți jucători care sunt următorii, numai să dracului să ajungă acolo. Leroy Fer, neapărat vreau să-l aduc pe ăsta la Steaua, având în vedere că îi știu istoricul, știu cum joacă și toate cele și mai ales că expire contractul, sper eu să-l pot achiziționa cu un preț puțin mai ieftin decât n-ar fi el așa. Ia este să vedem, l-aș putea oferi pe Tamaș în locul lui, în loc, așa, plus Tamaș. Bun, 3 milioane plus Tamaș. Hai să vedem așa, perfect. 3 milioane plus Tamaș și Tamaș. Vă dați seama că așa, prin schimbul acesta, dacă chiar îl dau pe Tamaș la schimb plus diferență pentru Leroy Fer, Tamaș o să joace la Southampton. Adică serios, Tamaș la Southampton. Wow. Bun. În rest, o să mai vedem cu mijlocașii cum vom mai face și Boateng mă tentează incredibil de mult, foarte șmecher băiatul. Așa, băiatul deja are 29 ani. Din păcate Kovalenko a evoluat prea bine acolo și deja costă o avere. Oricum, facem, pe toate le facem așa pe rând, zic eu, să nu ne grăbim, să nu stricăm tâmpenii. Aș vrea să-l iau și pe Ben Arfa, având în vedere ce sezon absolut superb are acest jucător în realitate. Deci acest jucător în realitate știți cu toții și mai bine spus știm cu toții ce sezon absolut genial are omul ăsta. Să vedem, vine o ofertă pentru Borceanu de la Bolton, ofertă chiar bună, aproape de ceea ce vreau eu să obțin pentru Borceanu și asta este cred că a doua sau a treia ambulanță din acest video. Pui mei ambulanță. Bun, eu zic că măcar 1 milion putem obține pentru Borceanu și de ce nu? Chiar merită atâta. Ia să vedem, Stanciu nu-l voi vinde niciodată, dar totuși îmi place așa să văd ofertele pentru el, ce oferte vin. Avem aici oferte de la Tamaș, uai, de la cine vine oferta de la Viitorul? Vai, cât de tare asta. Deci cât de tare asta, nu că pentru asta îl las mai ieftin, îl las mai ieftin, la 900.000. 900.000 acolo, foarte bine, foarte bine. Dic Viitorul, bă, Viitorul ia pe Tamaș. Băi, Hagi, mă, ce se întâmplă cu tine, mă? Băi, Viitorul, nu trecutul, mă. Hagi vrea să schimbe numele la echipă, mă, nu că sigur, că altfel nu-mi dau seama. Uai, Ilicici, uai, că și la Martenta, și la Martenta trebuie să recunosc Ilicici. Chiar dacă nu știu cine și ce, cum, bla bla bla. Nu știu, mai are niște statistici absolut impecabile acest om Ilicici. Chiar dacă pe viteză nu ești, la long shots, la tackle-uri, la shot power, la short pass, la ball control, bă, deci când te uiți la omul ăsta, zici că e Dumnezeule, ia fete în shot power, long shots, ball control, curve, dribbling, short pass. Ai de viața mea, omul ăsta poate să rupă fâșul la orice echipă, dar din păcate handicapații au dat 8 milioane parcă pe el, așa-i? 8 milioane au făcut ofertă, că l-aș fi putut lua mai ieftin. Da, au făcut 8 milioane, aoleu, lasă la Fiorentina, dă-l încolo, dă-l încolo. Că și făcut ofertă mai mică, având în vedere că expira contractul, gen. Ok, Dragoschi are 8 milioane aici, așa, nu-l vând niciodată pe Dragoschi, mai ales acum că sper eu că să semneze noul contract. Se pare că Bolton acceptă oferta care am făcut eu pentru asta pentru, așa, stai să-l scoatem pe Tămăș, îl scoatem pe Tămăș de acolo și oferim 4 milioane pentru Leroy Fer. Merită pe deplin acest jucător banii ăștia. Așa, Ocenis, ui, cât vor ăștia, vă, pe el. 11 milioane e ultima mea ofertă, mai mult de atâta nu pot să dau pe Ben Arfa, chiar dacă mi-ar place să vină, nespus de mult mi-ar place să vină aici Ben Arfa. Totuși nu vreau să dau chiar toți banii așa, vreau să cheltuiesc banii cu cap, dacă vă înțelegeți. Bun, Kiwi. Kiwi aici se zice că ar valora între 1 milion ăsta. Wow, ce prețuri fani, zic aici 1.200.000 sau 1.400.000. Cea de genul aș putea obține pe el și eu cred că aș putea obține și 1.500.000, având în vedere că a fost golgheter, a rupt totuși și desigur că eu l-am luat aici la club cu vreo, nici nu știu cât, că l-am luat cu fai, foarte ieftin l-am luat. Oricum, hai că-l dăm pe Tamaș la Hagi. Sunt fericit de atâta, dă-l încolo. Îl și dau mai ieftin. Ia, l-am văzut pe Borceanu, mă. Borceanu a plecat la Bolton. Ui, Bolton, frate. No reject offer pe Breveld, vreau să-l păstrez. Vreau să-l păstrez pe Breveld, omul ăsta. Cred că o să facă furore acum că a plecat Borceanu și restul. Ok, ștergem aici niște chestii. Ia să vedem aici între Dragoschi iarăși și Stanciu, normal că au fost vedetele noastre. Acum că am extins contractul lui Dragoschi, vom primi mai mult ca sigur oferte și mai mari, că na, se zice desigur că bă, jucător de-abia și-a extins contractul, nu știu ce, clar trebuie să dai mai mulți bani. Bun, ia să vedem, au acceptat ăștia, mă, ioi ce tare asta, s-ar putea să avem pe Ben Arfa la Steaua, lol. Ben Arfa, serios? Aoleu, we set a price of 10 milioane. Mamă, bă, dar expiră contractul, bă, handicapaților, bă. Bă, expiră contractul și vreți pe el, pui mei. LOL, bă, ce-s idioți, mă. Bun, hai să mai facem aici iarăși training-uri, că am uitat de training-uri astea la naiba. Așa frumos, pe sistem valoros. Bă, da, Ivan ăsta o să rupă gura târgului, mă, evoluează în continuare așa. Foarte tare Ivan ăsta. Bun, iesdem iarăși cu Stanciu, toată lumea îl vrea pe Stanciu, dar eu nu îl voi vinde niciodată pe Stanciu. Și așa zice și Gigi că Becali. Oh, Tamaș la viitorul. Să mai bine spus acum la trecutul. Bun, foarte tare asta. Foarte, foarte tare asta. Tamaș pleacă acum la viitorul. L-am dat pentru că, na, și bani. Că, na, chiar am obținut o sumă foarte bună pentru Tamaș, având în vedere de vârsta lui și toate cele. Și mai ales că nu prea a jucat așa de mult. Și, da. Ok, clasic, Ben Arfa nu prea vrea să vină la Steaua, având în vedere, desigur, na, ce e Steaua unde el este acum, gen. O să-i mai fac chiar și o ofertă să vedem dacă o va accepta. Și poate că, aoleo, ce vor atâta pentru Leroy Fer, frate, dar expiră contractul în pula mea. Nu pot să ofer chiar 10 milioane pe el, chiar dacă ar merita, zis așa, 10 milioane. Eu nu vreau să dau atâta pe el, în puii mei, e enorm de mult, enorm de mult. Mă rog. Bă, dar e Al-Muhad, mă, ce bine evoluează, mă, nu vezi cât de bine evoluează acest Al-Muhad. Bun. Așa, transfer offer iară pentru KOK la FC Metz. Ia uzi. Aoleo. Aoleo, dar prețurile astea chiar mă tentează, doar că KOK, hai să fim serioși, e prea bun, prea ca la țară. Bun, uitați cum facem, totuși o să fac aici o pauză, vreau iarăși să mă mai uit peste ce mai pot alege și toate cele, mai ales că deja video l-a ajuns aproape de final. Urmează desigur o grămadă de transferuri și desigur să nu uit să pun pe lista de transferuri să vândă niște jucători că, ia, tătuit. Deci Cojocaru s-ar putea să-l păstrăm, Nița va zbura de la echipă. Niță zboară de la echipă, că avem pe Cojocaru ca și rezervă acum. Carp, bă, Carp e bun, mă, e rezervă, toate cele, e tânăr. Bun, Toșca e ok, așa, Momcilovici, al Senat, hai să vedem pe al Senat ca și statistici, nu-i rău. Acest Cernea, desigur, e de-abia venit la club, mamă ce mă disper că mi se amestecă jucători așa, bun. Deci, Momcilovici e singurul LB, că l-am pus pe Filip, da. O, și al Snati, aoleu, Eloni pe, aoleu, pe 2 ani, serios, aoleu, na, mă rog, Râpă, na, mă rog, așa, Budescu, Mastour, Mihalcea. Băi, Mihalcea știu că ar putea să evolueze și toate cele, mai ales că e foarte tânăr, n-aș vrea încă să-l vând pe Mihalcea. Vâlceanu iarăși e un om cu viitor, gen, dar, hai să-l mai dăm ca și loan. Pe Vâlceanu îl dăm ca și loan. Mamă, ce mă disperă că mi se fotuți ceapa ta de joc. Că mi le tot amestec așa, mă. Bă, pe Mihalcea, cred că îl vând de la încolo. Îl vinde pe Mihalcea, chiar dacă nu obținem mulți bani și am putea să le evoluăm. Da, milenia, mă, de la încolo. Suntem la un grad mai sus, așa, suntem mai profi. Bă, nu mai stăm noi după ăștia. Bun, ia de Înceanu. Înceanu, băi, stăm pe care statistici. Stai care, viteză, așa, stamina. Înceanule, ești periculos, băi, băiatule. Bun, grădinarul el o să mai plece de la Steaua. Hai să vedem Popadiuc. Asta și tu pleci de la Steaua. Nu mă mai tăt, futi de cabă, joc handicapat ce ești. Aoleo, ia Târnovane, ia să vedem asta. Are cea viteză, dar în rest atâta e omul, numai viteză, în rest gunoi. Bun, pleacă și el de la Steaua. Ivan, Cheocoe, Marica, Tudorie, ia mă, Tudorie, era soi de Tudorie, aoleo, noi ce trebuie, Tudorie, îl vom vinde pe Tudorie, am așteptat să fie cea mai bun, dar na. Bun, cam atât pentru acest episod, rămâne de văzut ce vom face pe viitor, sunteți și voi bineveniți să-mi dați idei și toate cele în comentariile de mai jos, dar desigur o să mă interesez și eu acum mult mai bine de ce jucători se iau și toate cele. Oricum, de-abia am începe sezonul adevărat al transferului, de-abia am începe adevărata nebunie. Fiți pe fază, fiți conectați, dați click pe subscribe și desigur click pe acel buton de like și ne auzim pe data aviatoare. Numai bine, vă doresc curaj la gară, bye bye!